acum startul cele mai interesant challenge! Cutiile, cum îi place Teodorei, sau cele 100 de butoane, cum este cunoscut pe internet. Să începem! Acesta este setup-ul cu butoanele gata pregătite. Fiecare buton are alt ingredient secret pe el. Ca challenge-ul să fie cât mai real, eu nu știu ce este acolo. Adică fiecare buton a fost înregistrat fără ca participanții să știe ce se află pe fiecare dintre ele. Și de asemenea au fost lipite aleatoriu. Față de challenge-ul clasic pe care îl știți voi pe internet, noi l-am făcut mult mai interactiv și mult mai interesant. Veniți să vă arătăm! Avem aici pregătite multe ingrediente care ne vor pica pe cap. Dar și provocări cu care poți câștiga echipamente de protecție. Pentru ca acest challenge să aibă și o parte educativă, am creat niște ghicitori cu ajutorul cărora fetele vor primi niște recompense care le vor proteja de ingredientele secrete. Dar nu doar fetele, și noi, pentru că vom intra și noi în joc. Tati, am crezut că dacă eu am lipit butoanele, nu va trebui să intru în cutii. Oricum nu mai țin minte unde le-am pus. Dar poate nu voi intra. În prima parte a challenge-ului vom juca doar 2 dintre noi. Iar în partea a doua alți 2? Da, mami. Păi 2 și cu 2 fac 4. Noi suntem 5 și poate eu am șansa să nu ajung în cutii. Hai, mami, că trebuie să particip și tu. Doar sub protecția anonimatului. Ce e asta, mami? Asta nu se pune așa. Da, așa se pune. Da, dar nu se pus ochii cu întrebări. Nu mi-am pus-o de tot. Vreți să participe și mami? Atunci, haideți să strângem la acest video 10.000 de like-uri și 100.000 de views în primele 24 de ore. Altfel, nu mă bag. De fapt, partea întâi va fi cu tragere la sorți. Sper să nu pic. Partea a doua se trage la sorți din ceilalți 3 rămași. Deci eu pot să mă fofilez de fiecare dată. Mami, dar n-ar fi cinstit. Oricum, unul rămâne pe lângă. Deci, de ce să nu fiu eu acela? Poate am norocul și câștig la piatră, hârtie, foarfecă. Atunci, să-i dăm drumul. Piatră, hârtie, foarfecă. Ce vrea Mara Mare să fac? Mara. Vă știți ce este aceasta și la ce se folosește? Nu știu cum se pune. Help. Urechea. Păi, frut, nu s-a pus-o nimeni. Hai să începem! Piatră, hârtie, foarfecă! Teodar, văd că tu ești pregătită. Ești sigură că intri în cutiile alea? Dar de când îmi doresc, eu sper să intru. Teodora este cea care și-a dorit din totdeauna acest challenge. Fix pentru ea îl facem. Așa că să începem! Teodora. Teo, eu îți dau șansa să faci schimb cu mine dacă nimeresc eu la joc. Ce părere ai? Da, desigur! Piatră, hârtie, farfecă. Piatră, hârtie, farfecă. I-am pus farfecă. Și noi tăiem hârtia. Cine câștigă? Sunt prea multe. Bine, facem câte 3. 3, 2, 1 și... Piatră, hârtie, farfecă. Deci nu merge și piatră. Eu am avut farfecă, am tăiat hârtia. Teo a avut hârtia, a prins piatra. Și cum am... Mara a avut piatra și a sfârmat farfeca, deci nu-i bine nici așa. Deci câte 2, hai, eu cum am. Piatră, hârtie, farfecă. Gata, am ieșit! Mara cu cine să fie? Eu prind asta. Mara cu... Bri? Piatră, hârtie, farfecă. Hai! Acum Teo cu Bri! Piatră, hârtie, farfecă. Așa, hârtia prinde piatra! Bri a câștigat! Tu participi! Deci tu nu vrei să mai joci încă o dată piatră, hârtie, farfecă, pentru că deja îți dorești să participi. Da, nu mai vreau să mai fac piatră, hârtie, farfecă. Atunci trebuie să-i dăm șansa și lui tati. Și tati va concura cu Mara. Să vedem care dintre ei doi intră în joc. Dacă Mara câștigă, tati intră în cutie. Hai, un vot pentru tati. Scrieți repede în comentarii cine ați vrea să intre în cutie dintre tati și Mara. Votați acum. 3, 2, 1 și... Iată, hârtie, farfecă! Yeah!
Dar te-a încercat să facă el un aranjament, dar se pare că a pierdut la piatră hârtie foarte, că nu prea se pricepe. Dar vreau și eu. Joc eu în loc tău. Nu, mergem noi două într-o cutie. Nu, am o idee. La una din runde să aveți un break, să aveți posibilitatea să câștigați o pauză și să fiți înlocuiți de oricare altul dintre noi. Pentru că și Mara dorește și Brici dorește. Așa că Tati va fi înlocuit de Mara la runda bonus, iar Teo va fi înlocuită de Bri. Deci, până la urmă, mami s-a făfilat. Cineva trebuie să filmeze și să vă arunce ingredientele în cutii. Eu vreau să mă joc mai mult decât tati, așa că el o să facă o rundă și eu toate. Mara, Teo a fost hotărâtă dinaintea ta. Uite ce costum ați are. Eu zic să mergi să te schimbi. Nu, eu fac așa, să fie mai interesant. Mami, ieși-a pe tricoul ăla turcoaz. Bine, mami, mă schimb. Ce bine că eu m-am pregătit dinainte. Îmi prind părul ca să nu fie așa. În partea a doua ar fi bine și mami să participe. Dacă strângem cele 10.000 de like-uri, vă intra și mami. Haideți, cu 10.000 de like-uri. Vreau să intre mami. Și eu. Poftim, poftim. Ce 10.000? Nici pentru 20 nu mă bag. Să văd eu totuși 20.000 și atunci mă mai gândesc. Cum 10.000 de like-uri? Abia așteptăm noi. Lasă mami până vii tu. Noi suntem super. Fetelor, vreau să eu să particip. După mine ești Crocodati. E momentul să dăm drumul jocului și să spunem regulile acestui challenge. Dacă unul din participanți va auzi ceea ce îi va pica, oricine poate renunța oricând la acest challenge, apăsând acest buton. Astfel, pierde challenge-ul și câștigă celălalt concurent. Eu nu renunț! Nici eu! Dar până să apăsați, e momentul să faceți un challenge să vedem cine câștigă protecția. Fiecare concurent are dreptul la o protecție. Fie pe cap, fie pe ochi, fie pe nas sau deasupra capului. E momentul pentru primul challenge. Așa că, haideți, fetelor, veniți după mine. Eu voiam să rămân aici. Să-mi torn chestii pe cap. Mara, poți rămâne. Joacă doar Teo, câștigă protecția, ea va fi protejată și tu nu. Of, bine, vin. Și apropo, dacă nu vreți să folosiți protecția, o puteți ține într-un loc în care să nu vă afecteze. Puteți să puneți o protecție pe genunchi, ochelarii pe umăr și așa mai departe. Eu o să le folosesc pe toate. Teo, pentru că tu ești mai mică și ți-ai dorit atât de mult jocul ăsta, ai dreptul să-ți alegi challenge-ul din tot ce vezi aici. Ce vrei să joci? Păi ce avem? Exact. Veniți cu mine să vă arăt provocările. Prima provocare, aruncatul mingii la coș. De aici trebuie să arunci la coș și dacă ai nimerit, ia, mergi mai departe la ghicitor. Bravo, Teo, bate! Da, dar nu vreau chestia. Următorul challenge. Alegi unul dintre aceste dispozitive. Nu pe acesta. Da, el s-a potrivit acolo. El singur s-a așezat fără ca noi să avem vreo treabă cu asta. Unu, al doilea, al treilea sau al patrulea? Ce e asta? Cu cine ajută? Ui, și arunci cu ea după personajele voastre din jocurile de pe internet. Știu, asta vreau. Cred că e cea mai potrivită pentru mine. Și eu o iau pe asta ca să am mai multă viteză de aruncare. Trebuie să fii inteligent și să alegi corect ca să ai o reușită în challenge. Masca de gaze era doar de amuzament. Haideți să vă arăt personajele. Eu îl vreau pe acesta. Eu îl vreau pe acesta. Eu îl vreau pe acesta. Dar, dar stați, nu vă grăbiți. Prezentăm toate provocările. Eu vreau să mă joc acest joc acum. Acestea sunt personajele pe care trebuie să le doborâți de pe masă. E suficient 2 din 4 să dați jos ca să treceți la următoarea etapă. Dar dacă vă doriți atât de mult să vă jucați, mai bine lăsăm provocările să le descoperiți cu timpul. Să pornim jocul! Deci, sunteți pregătite, da? Atenție! Foc! Teo, prima!
Mara, hai că poți! Yeah! Yeah! Mai am o jucărie! Dar pentru că a fost challenge-ul Teodorei, ea va alege ghicitoarea și protecții veți folosi amândouă. Veți avea șansa să răspundeți împreună. Bun, fetelor, veniți aici și alegeți-vă o cifră. Dacă vremea e frumoasă, șade în cui închis în casă. Nu mai ploaia dacă vine, o desfac și o iau cu mine. Oare ce o fi? Dacă vremea e frumoasă, șade în cui închisă în casă. Numai ploaia dacă vine, o desfac și o iau cu mine. Ce crezi că e, Teo? Ei cu tine. Da, tine șopti. Ei cu tine, Teo, dacă e urât afară. Umbrela! Da! Bravo! Acum să-ți alegi protecția. Și tu, Mara. Haide să vă arătăm protecțiile. Mami, dar eu nu vreau protecție. Poți să aleagă te o protecție care să te protejeze și pe tine. Umbrelele sunt următoarele. Aceasta și aceea. Aia nu-i lunca pe noi. Îmi cuște, o țin pe afară. Și blochezi tot jocul. Nu e amuzant. Sau avem căști de protecție. Tati! Trebuie să leagă dintre umbrele. Casca de protecție la alte ghicitori. Dintre umbrele pierdem că pot din toate. Din toate cum? Din toate în funcție de ce ai ales acolo. A, umbrela. Asta mică, normal. Abia aștept, am emoții. Eu n-am nicio protecție. Vine și Bri cu umbreluța. Lasă, Bri. Hai să vedem, Teo, alege un buton. Poate ești în prima și-i câștigat. Sunt protejată și să apăs pe buton. Bufarine. Ce e aia? Teo, ai ales bufarine și ai și protecție. Ai risipit o protecție degeaba. Ce bine era să scadă umbrela la apă. Eu o să aleg butonul acesta. Umbrela. Că n-am avut umbrela. Fetele au început soft. Au ales bufarine și bezele. Trebuie să avem grijă să nu le terminăm, pentru că fiecare dintre ele are bezele. Trebuie să ne rămâne și pentru cealaltă. Sau bufarine, mami. Gata, Teo, pregătește-te. Vin cu bufarinele. Eu o să vreau cu Bri, pentru că nu e așa de periculos. Atenție! Nu știți când vin. Iau-mi! Sunt bune! Eu le mănânc pe toate. Ce bune sunt, frate! Sunt foarte bune, dar stai să spice niște lapte. Facem cereale cu lapte. Hai, mami, cu bezelele. Ia priviți ce bezele delicioase, aromate, colorate. Mi-e frică. 3, 2, 1 și închide ochii. Nu închide. Gata. Nimic în guriță. Reușim, mare. Încă o dată. Asta e. Următoarea care alege jocul e Mara. Basket. Deci nu trebuie să prezentăm jocuri noi deocamdată. Regulile le cunoașteți? Așa că să vă vedem. Din câte încercări, mami? Din 3, tati. 3. Start. Una. Prima. Hai. Pă da, 2. Vedem care face mai multe din 3. Și. Yeah! Wow! Hai, Teo! Să vedem. Și. Wow! Una! Ce se întâmplă dacă e egalitate? Aveți șansa amândouă să răspundeți la ghicitori și la protecții. Hai! Și... Bravo! Nu! Wow! Din prima! Wow, a fost tare! Bravo, Teo!
Mara, alegi tu pentru că a fost jocul tău, ghicitoarea și vei răspunde la ea. Da. Aleg cifra 4. Dacă vrei să nu te uzi când în nori sau te scufunzi, o pune pe de pe cap cât ai zice cot-codac. Dar nu vreau. De ce nu vrei? Te protejează de produsele lichide. Dacă nimerești ceva lichid de data asta, eu nu vreau acum nimic. Nu vreți protecții? Eu nu vreau. Eu vreau. Să vedem dacă ghiciți protecția. Stai, Mara, unde ai fugit? Ce, ai răspuns la ghicitoare? Nici nu trebuia, mami, să mai răspunde, că deja știu. Avem casca. Hai să pun părul, cumva așa. Eu nu vreau. Vrei și tu? Nu. Noi avem una. Nu, haide. Haide, Teo. Bine, hai. Și eu. Se pun cam greu căștile astea. Da, da, sunt super eficiente. Și gândiți-vă că ar fi tare să nu lichide. Vei fi amuzantă, oh my god. Ce față ai? De seama dacă eram la not. 3, 2, 1. Și, hai mami. Hai, tati. Bagă-l, yeah. La Teodora cred că a intrat mai ușor. Are capul mai mic. E mai mică. Stai să aranjezi un pic la spincelul ăsta. Fetele sunt pregătite, așa că să-i dăm drumul la butoane. Eu nu mai am nimic. Lasă, că vei avea o surpriză după ce apeși pe buton. Dacă o să am o surpriză, lichid sau solid, eu voi fi prima. Din greșeală m-a apăsat pe nou. Dar nu se pune doar dacă atingi cu mâna. Așa. Și vreau eu. Asta. Așa e, Teo. Eu aleg pe asta. Bomboane! Ai scăpat de lichidătura asta. Da, bine că pot să le mănânc. Era mai bună o cască, n-ai de protecție pentru bicicletă. Bomboanele sunt destul de solide. Nu-i nimic, mami, mă protejează și asta. Peștișor. Acum eu! Lapte! Popcorn! Teo spera să fie lapte. Iarăși au solide. Amuzant. O să le pice o protecție din hârtie când o să aibă ketchup sau lapte. Și gândiți-vă că nu am regizat nimic. Din acest motiv am făcut acele butoane să fie programabile. Hei, hei! Popcorn! Până la urmă, veniți cu bomboanele alea, că mă plictisesc. Hai, Mara întâi. Bomboanele, dacă avea casă de protecție, le turnam și pe astea, dar nu îi le torn. Îi le torn doar pe acestea. La fel trebuie să torn jumătate. Mami, de ce m-ai făcut asta? Gata? S-a transformat în bebeluș de la lovitură. A dat-o vreo 11 ani înapoi. Mama! Lasă-i neatentă, n-ai nicio treabă. Se mai întâmplă, am o scuză. Mie îmi place că pot să folosesc scuza asta ori de câte ori greșesc, cu voie sau fără voie. Acum chiar am greșit fără voie, am scăpat-o din mână. Efectiv, mi-a alunecat în gaură. Bebele, ce treabă are? El a aruncat-o. Nu, dar el m-a obosit și m-a făcut să dau drumul acadelei din mână. Acum să turnăm și popcornul, poate-l pun pe tot. Nu, mami, nu! Hei! Gata, păstrăm și pentru Mara! Provocarea continuă. Foarte amuzant până acum. Să vedem de acum înainte. Și nu suntem nici la jumătatea challenge-ului. Tati, suntem la sfert. Și știi ce mă minunează pe mine? Am auzit în testimoniale de la alți vloggeri cum regizau ei chestiile astea să pice lichidele la final. Noi fără să vrem le și ducem. Din 4 alese nu au fost lichide. S-a întâmplat. E un lucru mai bun, zic eu. Da, dar m-a durut mai mult decât laptele. Pentru următoarea provocare trebuie să adunați 10 biluțe din acest loc în acest loc. Cu fleticiorul. Să vedem dacă stă bine la ea. Teo, uite așa. Ai luat biluța. Te-ai dus cu ea. Ușor. Te-ai dat drum. Cine reușește să adune
10 biluțe în cel mai scurt timp câștigă provocarea. Poți să iei și două odată. Chiar și trei. Wow! Depinde cât de rapid și perspicat ești. Hai, Măruța. Cine e prima? Teo, că e tu aici și a ales jocul. Teo, atenție! Da. Pe locuri, fiți gata, start! 18 secunde, rândul marei. Rândul mare. Cu sujeta. 3, 2, 1, start. Să ți le ții minte, da? Le nume. 2. Le-ai numărat? Hai să le numărăm. Ai 10 bile? Trebuie să avem 21. Teo a pus 11. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. Da. I-am câștigat! 16. 17 secunde și ceva. La Teo am numărat 18 pentru că i-a mai adus o tură. Sunteți cam la egalitate. Tu alegi ghicitoarea, dar și Teo are dreptul la protecție dacă își dorește asta. Numărul 3. În fața frizerului chiar și președintele își dă jos pălăria. Deci Mara ai câștigat o pălărie. Teo, dacă își dorește, are și ea pălărie pentru runda asta. Vreau și eu pălărie. Ambele aveți pălărie. Să vedem ce turnăm pe pălărie. În cutii. Ce credeți că vor nimeri fetele de data asta? Lichide sau solide? Scrieți-ne în comentarii. Haideți, fetelor! Curaj! Cine apasă prima? Eu vreau. Oh, no. Oh, no. Teo, apă. Mara? Chiesa! Deci au venit și lichidele. Pe pălării! Nu, pălăria mea! Pălăria ei! Pălăria! Mă, super drăguță! Bravo, Bri! Hai. Se spală Bri. Acum le bag la spălat, după ce torchece pe ea. Hai, mami. Apă? Caldă? Caldă, caldă. Nu torn multă. Atenție! Cum a fost? Rece. Dar cam puțină, mami. Atât a fost, tati. Lasă așa. Acum e rândul meu. Ketchup! Se turnă așa? Da. Nu. E bun. O să-l stric. Să turnăm ketchup pe pizza! E mai mult! Tum, tum, tum. Pune mai mult ce-a fost asta. Mai mult? Da. Mami, dar tu n-ai nicio treabă cu direcția. Poate că așa am vrut. Mai vreau. Nu mai gata, ți-ajunge. Ție-ți place că ai protecție și nu te afectează în niciun fel. Hai să spălăm pălăriile acum. Tum, tum. Ea nu e udă. Următorul challenge. Haideți, fetelor. Asta e provocarea. Cine reușește să facă prima de 10 ori în cel mai scurt timp, fără să dea pe jos, câștigă challenge-ul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Start! Prima eu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop joc! Gata, Mara! Acum rândul Teodorei! Eu, Victor! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, așa repede! Ambele au câștigat ca de fiecare dată, dar Teo alege ghicitoarea. A fost mai rapidă. Acum nu mai câștig. Teo, vină la cipe. Ce cipră alegi? Am găsit. Să vedem ce protecție vei găsi de data asta. 1. Stă cu minte în buzunar, la cei mici și la cei mari, șterge ochii și năsucul când te apucă strănutul. Șervețele! Aveți dita mai protecția. Te protejează, uite, dacă nimerești făina, șervețelul e bun, nu-ți intră între firele de păr.
Eu vreau! Eu nu vreau, mai bine să-mi pice făină. Dar dacă îți pică lichide cu șervețelul? E bine și așa. Tot ai ceva pe cap. Da, dar... E alegerea ta. O rolă mare de șervețele. Tati, doar un șervețel protecție. Cu cât îți ștergi nasul? Hai, două, dar nu mai mult. Ce zgârcită ești, mami. Atât? Păi își pun toată rola aia pe cap. Eu, două. Eu mi-o pun așa. Mara, tu nu vrei? Nu vreau. Că acoperiș. Bine. Acum să alegem butoanele. Eu vreau prima. Mara, prima. Pe ce buton se apăs? L-am apăsat pe ăsta. Pe ăsta. Pe ăsta. Surpriză. Am uitat să vă spunem. Fetele au parte și de surprize. Aici veți vedea în scurt timp, dar să vedem un tip pe Teo. Surpriză. Nu cred. Fetele astea s-au vorbit parcă. Nu știau unde, dar s-a nimerit să fie la amândouă surpriză și vor avea parte de surprize diferite. Sunt 3 butoane cu surpriză și sunt 3 surprize diferite. Pe astea nu trebuie să le împărțim. Așa că va fi din plin deasupra lor. Închideți ochii! Teodore, că este frică de lucrurile astea și mare îi voi da? Veți vedea. Dacă nu, păstaia vine! Punem aici. Și vă bate! Ei cel mai frică e de... Și vă strigă, mă bolică! Și pregătim acum și paharul. Va fi ciudat cum mi le vom turna. Deschideți ochii. Pornim camerele. Mi-e foarte frică. De ce ți-e frică? Întâi pentru Mara, numai că va trebui să fac un aranjament. Închideți ochii. Închideți ochii. Nu e bine, mami. E ceva gen lichid ca să știu dacă îmi pun mâna la ochi. Nu știm. Nu știm, e surpriză. Surpriză. Te ajut și eu, mami? Hai, ajută-mă. Ce mă cu care se mărdărește? Surpriză, Mara! Ai protecție! Tare amuzant! Fetele nu știu nimic, mami ai grijă să nu le dai drumul. Aveți surprize diferite oricum. Oh, no! Și mie! Mara e prima, așa că în... Face așa, mami, nu? În 3, 2, 1, start! Surpriză! A fost amuzant? Voi ce spuneți? Lăsați-ne în comentarii părerea voastră despre această surpriză. Dar să vedeți acum de ce surpriză va avea parte Teodora. Oare ea se așteaptă la așa ceva? Pe locuri! Fiți gata! Apeși pe nou? Ce e asta? Nu trebuia să fugi! Apeși pe nu? Renunți la joc? Nu l-a zis că n-am voie să ies. Nu, Teo, n-apeși pe nu. N-ai apăsat, ai ieșit, asta e. Dar oricum ți-a picat surpriza pe cap. V-a plăcut surpriza pentru Teo? Scrieți-ne în comentarii a cui surpriza v-a plăcut mai mult, a Marii sau a Teodorei? Asta nu era surpriză. Ba, era chiar o surpriză și a fost pregătită special pentru tine. Suntem la jumătatea provocării. Fetelor, mai vreți jocuri? Da! Să continuăm jocul nostru, fetelor pregătite? Da! Atunci, fetelor, ieșiți pentru o nouă provocare. Venim! Yeah! Vom pune popitul pe masă și îl împărțim în două părți. Fiecare va trebui să facă parte ei. Cine va termina prima, va alege ghicitoarea. Dacă ambele fete vor termina, vor avea parte amândouă de protecție. Noi acum suntem în partea a doua a challenge-ului. Dacă vreți să participe și mami, și tati, și Bri în cutiile cu butoane, serios? Lăsați-ne în comentarii și să se adune cât mai multe like-uri. Câte să se adune? 10.000 de like-uri. 20.000 de like-uri. Măcar 20.000, am zis eu. Ce-i asta, mami, cu 10.000? Păi vreau să te bat și tu. Păi eu nu vreau. De aceea cer imposibilul.
20.000 mi se pare imposibil. Nu e adevărat, fanii noștri cu siguranță vor vota. Și vor da și like? Da. Ca să fie corect, aici mai mult, Mara va avea ce ține de partea asta, inclusiv cele două bucăți. Până aici. Și vor forma în 3, 2, 1 și... Eu le popituiesc, ele nu stau. Trebuie să stea. Altfel pierzi, Mara. Hai mai repede, hai mai repede, hai mai repede. Eu mereu câștigam la popituit, dar n-am mai popituit și e greu. Mai ai, mai ai, n-ai terminat. Gata, e, câștigat. Of. Teo a avut mai multe de popituit, Teo. Așa e. Când să fim corecți. Aleg foaia cu numărul 5. Cine se udă în timp ce te usucă? Cine te udă în timp ce te usucă? Fionul! Fionul nu se udă în timp ce te usucă, iar strobitoarea nu te usucă. Știu, mami, prosopul! Corect, după prosop. Eu vrei și tu? Prosopul! Unde-l pui? Pe cap. Lasă-te, că ție ți-aduc unul și mai mare. Teo, tu ai unul mai mare, poți să-l pui în două și te protejează mai bine de orice lichid. Sau te înfășori cu el dacă spică făină și nu vei avea niciun strop de făină, nici măcar pe haine. Dar nu e corect, eu am câștigat la provocare, mie îmi trebuie prosopul mai mare. Da, și tu ți-ai ales partea mai mică, deși erai mai mare. Da. Nu e corect nici asta. Tam-tam! La cutiuță! Așa. Dacă îmi pică pufarine... Vedem ce le pică fetelor în scurt timp. Hai să vedem. Mara, alege. Ăsta. Nu, ăsta. 1, 2, 3 și pufarine. Mai mai apă. Eu fost la Teo. Nici nu folosește prosopul. I l-am dat degeaba. Fantomița Teo alege în continuare. Bula, ea a venit deja Halloween-ul. Fantomița, fantomița, fantomița. Hai, fantomița, fantomița, fantomița. Hai, Teo, că vreau pufarină. Hai, Teo. Hopa. Ce fericită sunt. Acum au nimerit fix invers decât acum 2-3 dăți. Da. Și cum fac? Ce faci, Mara? Pufarinele aici ca să le mănânc. Mara vrea să adune pufarinele în prosop. Tu vrei să adun bezelele în prosop, Teo? Nu. Pufarine și bezele. A doua oară. Istoria se repetă. Hai, mama, hai. Hai, mi-e multe. Și să trecem la bezele. Dar nu ai voie să ții așa. Tam tam. Tam tam. Cât de multe. Și concurentul de la bezele se află în cutia lui. Ploaie cu bezele. Ploaie cu bezele. Lungură. And for the last time, cum te dau la nas? Yeah. Aha. A nu merge. A nu merge, dar n-are cum să stea. Descrești o gură mai mare. Haide. Aproape. Nici tati nu a nimerit la Mara, pentru că dacă nimerești se respinge de dinți, de buze. Da. Oh! Chiar am nimerit, nu? Oh! Da. Ce tare sunt! Runda următoare! Nimeni! Trebuie să alege jocul. Vom face puzzle. Avem două puzzle-uri incomplete special pentru a crea dificultate. Oare vor ști să le așeze? Acesta merge la Teo pentru că e mai mică și nu a fost cinstit, cum a zis ea, la popit, și acesta la Mara. Veniți, fetelor! Atenție, închideți ochii! Închideți ochii! Un puzzle. Al doilea. Fiți gata? Start! Ha!
terminat, va alege ghicitoarea. Acum, dacă Mara va termina și ea, va avea parte de protecție, dar va răspunde doar Teo la ghicitoare. Și dacă nu știe? Poți răspunde tu. Gata, e incomplet, am zis. Bravo, fetelor, ați terminat. Așa că, la ghicitori. 7. Cifra 7. Care, ce credeți că spune? Cel mai mare cap din lume poartă pe el cea mai mare. O să zic eu dacă nu știe. Teo. Pălărie. Briana e mai deșteaptă decât mine. Briana a știut de pălărie mai repede decât Teo. Știa și Teo, dar ea a dat prima răspunsă. Da, șmechera. Că nu pălărie. Bri, dar pălăria a mai fost. De ce șapcă? Așa am vrut să spun și eu. Hei, 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 șapcuțe, șapcuțe. Teo alege. Acum Mara. Stai să vedem dacă o vrea. Mara, o vrei? Vreau. Și apăsăm pe butoane. Cine e prima? Eu vreau să fiu prima. A doua surpriză pentru Teo. Asta. Bomboane. Ah, mai fost. Deci asta a fost. Bomboane. Asta a fost, nu? Cântarile. A fost? Da, e vocea mea? Da. Asta. Asta n-a fost. Făină. Făină n-ai avut până acum. Nici tu n-ai avut făină până acum. Haide să vedem. Făină să vină! Tocuri, fiți gata! Wow. Ai pus ceva, mami? Amuzant? Doi cozonari s-au dus acolo. A venit iarna. A fost tare. A venit iarna, uite. Oh my god. Iarna. Bri a venit cu telefonul, se uită la noi, iar tati face curat la făină. Tem, hai. La făină. La făină. Și-am măturat. Hai că n-am turnat surpriza pe Teo. Fetelor, dar asta faceți voi la jumătatea challenge-ului. Vă opriți așa să vă faceți curat la locul de muncă. Hello, ce avem aici? Oh my god. Mara. Cam așa de curs. Așa e joaca noastră. Ele se bucură cel mai tare. Eu nu m-aș băga acolo. Voi v-ați băga? Scrieți-ne în comentarii. Teo, treci-l la data, pentru că urmează surpriza. Închide ochii. Oare ce surpriză am? Abia aștept. Repede, repede, să vedem ce părere va avea Teo. Voi ce credeți? E grea surpriza asta? M-am bătut cu albuța pe minge. Ați văzut? Nevoia și ea. Teo, ochii închiși. Și acum asta. Surpriza pe locul de data start. Pilutele le păstrez. M-a ajutat pentru că mă durea dacă n-aveam șapcă. Astea-s bomboane. Bomboane. Avem câteva runde. Haideți. Fetelor, haideți. Ieșiți la provocare. Oare ce provocări ne-au mai rămas? Măcar două trebuie să avem. Turnul e stabil și... Și fetele pot alege încă o dată o probă din cele care au fost. Basket. Basket. Au ales, dar asta va fi tura viitoare. Acum turnul instabil. Cine dărâmă turnul, va alege ultimul. Turnul instabil. În 3, 2, 1 și... E gata! Eu încep! Hai Mara! Hai Mara! Nu! Deci așa din prima? O trage, gata! Wow. Egalitate până acum! Dar lupta continuă, hai să vedem! Ia să vedem, să vedem, să vedem. Dar nici nu iese. Ce are Mara pe cap? Wow, ce a reușit să facă Teo. Să lase turnul într-o singură piesă sub jumătatea lui. Pune deasupra, Teo. O să pierd. Hai, Teo, hai. Curaj, Teo, curaj. Bravo, Teo. Pune deasupra. Nu iau pe asta. Hai să te vedem.
Nu cred. Eu vreau să iau pasta tura viitoare. Hai să vedem. Asta nicio problemă n-am. Asta. Deci nu cred că turnul ăsta. Deci nu cred. Cum stă el aici pe X? Stai că mai scoate de pe dedesubt. Eu nu cred așa ceva. Fetele astea fac turnul cât de lung pot și tot stă, rezistă. Nu cred. Parcă niciodată n-a fost așa. Așa e. Wow! Cât de tare, fetelor. Deci nu cred. Dacă reușești și pe asta, Mara, chiar sunteți tari. Oare? Nu cred! Deci nu cred. Deci nu cred. Deci așa ce... A fost super, aveați doar 3 încercări. Sunteți câștigătoare amândouă. Oricum, ați făcut mult mai multe runde. Nu numai 3. Yeah! Bravo, bate! Hai, Teo! Am fost fain. Nu e nicio problemă. Ghicitoare. 2 sau 6. Vrei 2? 2, bravo. Vezi, Teo, până la urmă ai ales. Hai să vedem ce protecție aveți aici. Bicicletă cu proptele, stă pe nas, nu pe șosele. Casca. Nu, Teo, ochelarii. Ochelarii stau pe nas. Stau pe nas și seamănă cu bicicletă. Aha. Aha, deci avem ochelari. Hai să vă văd cu ochelarii. La ce vă ajută? Eu vreau din aia cu nas. Ha. Ha, ha, ha. Cu nas. Au nisip în ei. Tam, tam. Wow, ce protejată ești, Mara. Cred că vei nimeri laptele de data asta. Și nu am regizat nimic, dar să vedeți. Lapte va fi. Oare am dreptate? Bri, ce zici? Cred că ăsta a mai rămas. Sau mai e ceva? S-ar putea să mai fie. Eu zic că mai sunt. Hai, Teuța! Mara e pregătită? Ce urâtă e Mara. Asta. 1, 2, 3 și... Nu era ultimul. Mai e încă un buton. Are apă deja, se știe. Eu mai am lapte, ketchup, multe. Wow, Teo, ce mai ești tu? Așa. Numai că... bine, am lapte și apă și apoi fug direct în cadă. Așa e, toate vezi fugi în cadă. Haideți, fetelor, să vedem ce ne mai așteaptă. Acum eu. Hai să te vedem. Ketchup! Oh no. Asta da provocare. Lapte pentru Mara, ketchup pentru Teo. Bine că mai iau puțin și fac baie. Și am avut probele uscate înainte. Ce potriveală, nu? Am spus de atâtea ori că nu am regizat nimic. O să credeți nimic? Că e regizat. Nu, asta e problema voastră. O să vedeți că am făcut în același timp și vlog. Asta e laptele. Au căzut chestii în el. E lapte vegetal. Da, ca să nu facă vreo alergie. Mara a avut făină, acum lapte. Poți să-l torni, te rog. Nu, stai acolo. Unde e ketchup-ul totuși? Am pierdut ketchup-ul. Îl găsim noi. Dar acum să o vedem pe Mara cu laptele. În 3, 2, 1 și hainele la spălat. E S-a răcit de atunci. Acum ar fi fost bun un prosop, nu? Perfect! Acum rândul tău, Teo! Cu ketchup! Ketchup! O să vină să-mi am vrut să iau pe nepregătite. Am apucat? Unde are ketchup? Unde? Ah! Ce rece e! Doar nu e din frigider, dar așa se simt lucrurile lichide acum. Cum ești, Eva? Rău. Oh, da, ai o dungă unde nu ai ketchup, că a fost toarta de la ochelare. Tem. Dar poți să mai plină de ketchup? Nu. Nu. Deloc n-ai. Vei face baie cu totul. Iar acum încă o provocare pentru fete. Cervețele! Aproape. Acum trebuie cervețele! Serios, adică... Mara se șterge cu prosopul de lapte și păină. Teodora îi dăm cervețele. Și totuși mai iau o probă. Oare ce ingrediente au rămas? Teo cred că n-a avut bomboane. Lapte.
și lapte, vedem ce are. Am băgat mâna în păr. Teo nici nu știe cel mai mult ketchup-ul are pe spate. Și să vedem acum ceva nimeri între bomboane și lapte. Iar Mara ce mai are? Eu mai am apă. Atunci de ce te ștergi? Te spală apa. Haideți, fetelor. Mamă, pe Teo chiar am umplut-o de ketchup. La basket cu voi. La basket. Pentru că v-ați ales ca probă bonus basketul. Cu mingea de basket. Și? Una! Prima mare. Două! Ia să vedem. Hai, Teo! Rândul tău! Eu aleg mingea cu steluțe. Așa e, Teo, mingea cu steluțe e mai ușoară, rândul tău. Una, bravo! Două, bravo! Și a treia! Egalitate 2-2! Fiecare a dat cu mingea favorită. Teo nu se mai oprește, atât de mult îi place. Hai, Teo, a mai rămas o singură ghicitoare, o singură protecție și câte un ingredient în fiecare cutie. Hai, Teo! Pam, 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 a mai rămas 6. Hai, hai, hai! Eu îl citesc. La ce lungă e mai bine citesc? La semafor, un camion, un car și un motociclist așteaptă culoarea verde. S-a făcut galben, pornește camionul, carul s-a speriat și l-a mușcat pe motociclist de ureche. S-a produs un accident. Cine a greșit și cu ce? Oare cine a greșit? Calul? Motociclistul? Camionagiul? Voi ce părere aveți? Lăsați-ne răspunsul vostru în comentarii. Și de ce considerați că a greșit cel care considerați că a greșit? Puneți pauză! Haideți că vă zic eu. Sper că ați scris. Hai zi tu. Calul. De ce? Că a mușcat omul. Poate fi, dar nu acesta este răspunsul corect. De ce l-a mușcat? Sper că ați scris momentan în comentarii răspunsul vostru. Cel vinovat este motociclistul, pentru că el nu avea cască, de asta l-a mușcat calul. Până la urmă, calul este un animal. Da, adică de asta l-a mușcat de ureche, că nu avea o cască ce îi putea proteja urechile. Așa că să ne luăm căștile! Haideți, fetelor! Vreți amândouă să aveți căști? Super! Sigur veți fi protejate, mai ales de apă! Făină! N-a fost făină la Teo! Făină! Aleg și eu. Care n-am ales-o pe asta? Carine! Nu, asta! Făină! Am ales-o! Popcorn. Popcorn. N-am avut popcorn. Așa e, popcorn nu a fost la Mara. Și... deci... asta e. Teo. Eu făină. Iar eu popcorn, apoi Teo are lapte și eu apă. Abia aștept să le văd reacția. La apă sau cu casca? Eu la făină, trebuia la lapte. Făină și... popcorn! Cele mai mari castruane sunt la minetura asta. Pe locuri, fiți gata! Băină să fie! Băină să fie! Nu uita, băină, hai! Ba da, e pe capul tău! Ba nu, încă o dată, încă o dată! Încă o dată, încă o dată, încă o dată! Încă o dată! Dă-i cască, Teo! Încă o dată! Dă-i cască! Băina e pe cască. Uite-o acolo. Și pe tine, că ai mai vrut încă o dată și încă o dată. A, gura mea e deschisă. Toată e pe jos, mami. Ce s-a întâmplat, Mara? Ai put băina în gură. Și nu. Uite floricele. V-a plăcut challenge-ul nostru? Mai vreți și următoarea parte în care fetele speră să mă bag eu? Nu reușesc ele să facă 20.000 de like-uri la fiecare episod în parte. Mami, dar vei fi surprinsă câte like-uri se adună. Și le mulțumim. Să vedem, să vedem. Eu nu mă bag acolo. Ba te bagi, mami. Încadă direct. Hai. Fetele au avut turnate peste ele 16 ingrediente în total. Sperăm că v-a plăcut challenge-ul nostru și dacă doriți să mai facem,
cu alte provocări, cu alte ingrediente, cu alte ghicitori și alte surprize. Scrieți-ne acum în comentarii și apăsați repede butonul de like. De asemenea, distribuiți cât mai multor prieteni astfel încât să se adune minim 100.000 de views în prima zi, ca să mă bag și eu în cutiile alea. Dacă nimeresc la piatră, hârtie, foarte. Hei, tata, nu s-a mai băgat! Ia stai acolo să stot niște apă! În episodul 2. Păi, dacă n-a apăsat nimeni butonul de panică, pentru ce să se bage? Da-da-da! Hai să-i turăm apă lui tati în cap! Eu! Of, tati, fă-le pe plac! Nu cred așa ceva! După outro, tati, să facă și el o probă. Hai, tati, în cutie! Hai, tati, pregătește-te! Hai, tati! E prima dată când intru. Hai, mă! Ioi, gata! 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 E rece! E rece, tati! Ați complotat. Ai, gata, gata, gata. E rece, e rece, ta. Nu. Așa ceva. Nu-i trebuie nimic, să-mi iau revanșa. Se vor apreta. Tu ai cu ce să te apeți. A fost ideea mare. Nu, nu. Telefonul lui ce nou. Facem un cozonăcel. Te spăl. Gata, gata. Te spăl. Toată apa. Mara, cu glumele ei. Nu mă așteptam să toarne atâta făină. Nu de alta, dar eu voiam să folosesc făina aia care a rămas la cozonaci. Mi-am uitat. Mi-a pus cea mai bună făină din casă. La challenge-ul ăsta. Asta e. Păi nu e un challenge bun? Un challenge bun, da. Bun de mâncare. A fost tare. Să mai vrei tu să gătești, mami. Fără făină. O să zici vreau să fac clătite. Fără făină. Să iei făina de pe mine. Nu, lasă că o iau din beci. Noi vă lăsăm. Până data viitoare. Vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Aveți alte lucruri interesante aici pe ecran, în fiecare colț. Până data viitoare, vă spunem la revedere și v-am pupat! Pa, pa! Nu știți cât de fericită sunt că am făcut asta pentru tati! Și subscribe! Am făcut și nebunia asta pentru Teo. Mai mult. Teo nu știe ce s-a întâmplat, acum v-am spus. Iarăși repetă. Hai să arătăm lui Teo și după ce arătăm să vii tu. Hai. Nu, 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 s-a apară tati așa la Teo. Dar after. Haide, nu poți. Teo. Zici că ninge. E bine? Cu apă și făină. Ești o ciorbă. Nu pot numai că ești mergă. Hai, hai.